ultima oră, dragii mei, Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat în urmă cu foarte puțin timp. Prezentatorul este cel care a și făcut anunțul. Citez, doi oameni normali pot divorța și frumos, elegant, de bun simț. Am semnat actele. Sper să fim fericiți amândoi separat. Acest mesaj a fost însoțit și de o imagine cu ei doi în fața notariatului unde au semnat actele de divorț, imagine în care se sărută prietenește pe obraz. Aceeași postare a apărut și pe pagina lui Noemi. Vestea, trebuie să menționez că este cât de cât surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât în urmă cu doar câteva zile, doamna Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai, ne povestea că cei doi au avut parte de o mini-vacanță la Roma și că ea speră, așa cum a sperat încă din momentul în care au făcut acest anunț că s-au mutat, că locuiesc separat, speră să se împace. Însă cei doi se pare că au ales într-un final să o ia pe drumuri separate. Însă, în legătură telefonică directă cu noi este acum doamna Camelia Mitoșeru. Doamna Mitoșeru, bună ziua! Bună, draga mea! Știu că nu vă este foarte ușor. Noi am stat de vorbă și cu câteva minute înainte de a începe jurnalul și trebuie să mărturisesc că v-am simțit tristețea din glas. Stai, iubiți, dragă, pe amândoi, e normal. Dragă, stai puțin, că încă n-au divorțat. A, sperați în continuare. Da. Lămuriți-ne, lămuriți-ne, că asta spuneam. Acum câteva zile ne povesteați că au fost într-o mini-vacanță la Roma. Da, draga mea, adevărat. Ce să spun, după 13 ani de trăit împreună, e greu să cred, că el o iubește pe ea, ea îl iubește pe el, dar au luat o pauză și acum s-au dus într-adevăr să dea divorț. Dar gândește-te că o lună de zile au dreptul să se răzgândească. Evident. Poate acum, Dumnezeu îi învață că e greu unul fără celălalt. Și dacă nu te mai iubești, nici nu se mai poate să fie flacăra aia de la început, aia cu frutura și în stomac. Dar există o legătură între ei, există o viață frumoasă împreună. Nu știu, eu cred că ei se vor împăca. Foarte bine că s-au dus la notar să vadă cum e și fără unul fără celălalt. Păi da, da, oricum au văzut că ei de ceva vreme nu mai stau împreună. Bă, nu mai stau împreună, dar vorbesc toată ziua la telefon. Ai înțeles? Deci, de câte ori ea avea o problemă, îl suna pe el, el o suna pe ea. Au cățelul împreună, ea venea lua cățelul, el se ducea lua de la ea, în sfârșit. Acum poate că trebuia să se întâmple și acest divorț. Ce v-a spus Mihai? Cu ce gânduri s-a dus astăzi la notar? A zis că, mamă, trebuie să dau divorț pentru că în felul ăsta stăm cu adevărat separat și ne vom hotărâ dacă revenim în căsnicie sau terminăm definitiv. Așa nu se poate. Bine, mamă. Și în imaginea pe care a postat-o Mihai și apoi ulterior și Noemi pe Facebook, se pupă pe obraz și se declară prieteni în continuare. Nu prea te aud, Laura, să știi. Spuneam că în imaginea pe care a postat-o Mihai pe pagina lui de Facebook și ulterior și Noemi, se pupă pe obraz și se declară prieteni în continuare. Da, măi, chestia asta cu... Și am rămas prietenă cu tata lui Mihai, dar nu înseamnă că că mai m-am împăcat. Nu știu, nu știu. Vreau să cred că se vor împăca. Mulțumim foarte mult. Măi, ei n-au niciun motiv serios ca să se despartă, înțelegi? Am înțeles. Asta spunea și Mihai, că n-a fost vorba de infidelitate, n-a fost vorba de bătăi, nu a fost vorba de certuri. Exact. Dar cu siguranță ei doi știu ce e mai bine pentru ei și eu sunt convinsă că vor lua decizia potrivită. Draga mea, numai Dumnezeu să decide ce vrea pentru ei. Evident. Mulțumim, doamna Mitoșeru, că ați intrat în direct cu noi. Dragii mei, trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem însă și cu